și am zis și eu, și ce, că e din repartizat un copil. De kilometri. Marcajul este cu săgeți albastre. Bine, vedeți peste tot și bandă alb roșu, dar săgețile albastre indică faptul că sunteți pe traseul C, pe traseul lung, cel de 75 de kilometri. Veți găsi marcaje cu săgeată albastră, sub care scrie MTV cu portocaliu. E bine, sunteți pe traseu. Respectați obligatoriul direcționale de voluntarii. Târziu. În caz de defecțiune a bicicletei, treceți imediat în afara traseului ca să o reparați. Lăsați traseul liber. Dacă se întâmplă să dispară marcajele în ziua competiției, se poate întâmpla. Pentru a nu vă rătăci, dacă, să zic, 250 de metri nu vedeți niciun marcaj, vă întoarceți până în punctul unde ați văzut ultimul semn pentru a vă reorienta. Dacă vă rătăciți pe traseu și vedeți vreo sondă, uitați-vă la transformator și spuneți numărul de acolo. O mașină de intervenție va veni imediat la dumneavoastră. În acest sens, în spatele numărului, aveți un număr de urgență la care să sunați. Uitați imediat staful la numărul de pe harta primită. Nu sunați la 112. Găsiți numărul de urgență pe harta primită. Foarte important. Pe traseul spre finish, fiți atenți la pietoni, la intrarea în oraș, traseul de concurs trece pe lângă un parc de joacă, oricând un copil poate sări pe carosabil, indiferent de mult dorit să scoate. Nu-l mișcați, pentru că cel mai bine este să vină niște specialiști. Încă o dată vă spun, startul îl vom da destul de ușor, pentru că aveți unde să vă alergați aici pe dealuri. Obligatoriu, toată lumea, atenție, obligatoriu, toată lumea trebuie să treacă peste comar al municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru. O să rugăm să ne spună câteva cuvinte la festivitatea de premiere, mai puțin de un minut până la start. Secunde până la start. Atenție, copiii rămân în spate, da? Pleacă și ei cu toții, dar să nu se amestece cu cei din față. Dăm startul celei de-a șasea ediții a evenimentului I Will for Moinești Zemeș. În 5, 4, 3, 2, 1, start I Will for Moinești Zemeș 2017. Să vă bucurați de traseele de aici de la Moinești și să dați dovadă de fair play. Hai, Camila, hai, nu! Ușor, ușor aici la start. Copiii să rămână în spate. Opriți un pic copiii, opriți un pic, atât, dați-le drumul, gata, puteți pleca și voi. Copii, cu multă atenție pe traseu, da? Hai, distracție plăcută. Hai, Thank you.
Da, cred că suntem cu toții pregătiți de festivitatea de premiere. Am ajuns cu bine la finalul celei de-a 6-a ediții a competiției I Will for Moinești Zemeș, care de altfel este un proiect de dezvoltare comunitară al OMV Petrom. Evenimentul este organizat de Asociația Activ Moinești, care știți că sunt implicați în foarte multe acțiuni sociale aici în municipiu. Are susținerea OMV Petrom și Primăria Moinești, dar este făcut și în colaborare cu Primăria Zemeș. Partenerii evenimentului sunt Vitaer România, Fakir Soluția Antipană Românească și Bike House. Partener media, ați avut azi la dispoziție și cred că încă mai sunt acolo producătorii locali organizați într-un târg, care i-a organizat Primăria Moinești. Încă o dată vă spun că banii din taxa de înscriere merg spre copiii cu dizabilități din Moinești și Zemeș. 40 de copii anul trecut au făcut terapii specifice și consiliere psihologică. Am stat de vorbă cu concurenți care au venit de pe diferite trasee astăzi, fiecare a traseul B sau traseul C, și ne-au spus că le-a plăcut foarte mult cum s-au purtat voluntarii cu ei și au simțit căldura cu care au fost întâmpinați aici la Moinești și mă bucur foarte mult de acest lucru. O să chemăm și voluntarii la un moment dat aici pe scenă. Deocamdată o să îi rog să vină pe scenă pe domnul primar Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Merită multe aplauze, să știți că ne-a ajutat foarte mult în organizarea acestui eveniment. Alături de noi este și domnul viceprimar al municipiului Moinești, domnul Nicolae Breahnă. Îl rugăm și pe el să vină pe scenă. Din partea primăriei Zemeș, îl avem astăzi aici pe Dragoș Dorneanu. Pe toți să știți că îi puteți aplauda. Este administratorul public al primăriei Zemeș. De asemenea, îi rog să vină lângă mine pe Gabriel Bulboacă și Luminița Bănașu din partea OMV Petrom. Luminița Bănașu, îmi cer scuze. Iar din partea Asociației Activ Moinești, Monica Tătaru. Ei v-am spus că au lucrat foarte, foarte mult ca să iasă acest eveniment impecabil. Hai să ne împărțim trec o parte, trec o parte. Ok. Așa. O să îi rog să ne spună câteva cuvinte. Domnul primar Valentin Vieru, în primul rând, știu că vrea să vă spună câteva cuvinte. A vrut încă de la start, dar haideți, lăsați-i că-ți concentrați. Păstrați-vă discursul pentru festivitatea de premiere, ceea ce a și făcut. Îl invit acum să ne spună câteva vorbe, vă rog. Da. În primul rând, dați-mi voie să vă adresez și eu salutul meu personal, cât și al primăriei Moinești și al cetățenilor din Moinești. Să vă spun bun venit celor care astăzi ați sfârșit prima dată în municipiul Moinești. Bine ați revenit cei care ați mai fost la Moinești și să vă salut pe toți cei prezenți din Moinești și din jurul Moineștiului. Iată că suntem la a 6-a ediție a acestui eveniment, un eveniment inclus în calendarul de evenimente al primăriei municipiului Moinești, pe lângă Raliul Moineștiului, Zilele Orașului, Vis de Stea și alte evenimente de promovare. Cum știți cu toții, Moinești a devenit stațiune turistică din februarie 2017 și avem un interes deosebit de a ne promova. Dumneavoastră, cei care astăzi ați fost la Moinești, sunt sigur că veți duce numele municipiului Moinești acolo de unde veniți, ceea ce o să ne facă o cinste deosebită nouă tuturor moineștenilor. Înainte de a felicita pe toți cei care au participat, dați-mi voie să mulțumesc câteva parteneri al acestui eveniment. În primul rând, OMV Petrom, alături de mine domnul Bulboacă și doamna Luminița, dar toți cei care sunt de la Petrom, le mulțumesc pentru participare. Asociația Activ, inițiatorul și cel care ne sprijină nu numai la acest eveniment, întotdeauna aproape de Primăria Moinești, și mulțumesc Monicăi Tătaru, președintele, și tuturor celor din Activ și tuturor voluntarilor care astăzi au răspuns prezent și așa cum am auzit din cuvântul domnului Memo, da? Așa. Am auzit că și-au făcut datoria, le-au mulțumit concurenții, ce înseamnă că avem oameni de bază aici la Moinești, cărora, încă o dată, dați-mi voie să le mulțumesc personal. Să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, pasta parte acolo, Mădălin Ioși,
Primăriei Zemeș, partenerul nostru, domnul primar este plecat în concediu, a trimis delegat aici pe domnul Dragoș Dormeanu, domnului viceprimar de la Moinești, care asigură curățenie, organizare, tot ce împreună cu cei din primărie. Le mulțumesc și colegilor mei din primărie, poliției locale, poliției municipale, jandarmilor, pompierilor, celor de la sănătate, domnului doctor Hiru, care a organizat și a coordonat activitatea medicală. Ca să fiu mai scurt, dați-mi voie să-i felicit pe toți participanții, așa în competiție, nu toți pot fi aici pe podium, dar îi felicit pe toți, important este că ați concurat și în mod deosebit să-i felicit pe cei care vor urca pe acest podium. Vă așteptăm și în anii următori, vă doresc multă sănătate, să veniți cu drag la Moinești, noi vă vom aștepta cu drag aici. Mulțumesc frumos! Îi mulțumim foarte mult domnului primar pentru cuvintele frumoase. O să rog și pe Luminița Banașu să ne spună câteva vorbe. Luminița, te rog. Mulțumesc, Manu. Ca în fiecare an, normal, după domnul primar vorbesc eu. Vreau să vă spun foarte multe lucruri, pentru că domnul primar a avut grijă și le-a spus mai pe toate, inclusiv mai mor și ceilalți antevorbitori. Ce vreau eu să spun e că ne bucurăm că s-a terminat cu bine, atât din partea voluntarilor cât și din partea concurenților, că sunt multe premii și că sunt frumoase și că vremea a ținut cu noi. Asta e cel mai important lucru. Deci cineva acolo sus ne iubește și întotdeauna am avut acest noroc. De mulțumit o să mulțumesc colegilor mei din Petrom, pe care i-am stresat și i-am înnebunit câteva săptămâni bune. Pentru că, da, știți că competiția se desfășoară pe drumul petrolier și cred că ați întâlnit diferite puncte de voluntariat cu mașinile noastre și cu voluntari atât de la noi cât și din comunitate. Sunt mulți parteneri implicați în acest proiect și fiecare dintre noi a pus umărul așa cum se cuvine ca să iasă ceva bun. O să rog pe Monica să vă spună partenerii să mulțumească așa cum știe ea. Da, cum știe, bună ziua! Mă bucur că vă revăd pe cei care ați mai fost. Mă bucur că v-am cunoscut pe cei care ați venit anul acesta. Am zis că după 6 ani nu o să mai am emoții, dar iată că deja încerc să mă bâlbâi încă de la început. Am reușit noi, Asociația Activ, împreună cu partenerii noștri, în cei 6 ani să aducem bicicletele aproape de oamenii din Moinești. Asta se datorează vouă, concurenților, care, datorită dumneavoastră, a crescut numărul de biciclete, au crescut cei care merg pe bicicletă, datorită dumneavoastră, așa cum v-a spus Memo la început, taxa de înscriere va merge către copiii cu handicap grav din Moinești și Zemeș, da? Eu am o listă, am notat, pentru că în fiecare an uit pe cineva. Mi-am notat anul acesta, sper să nu mai uit pe nimeni. În primul rând le mulțumesc voluntarilor, pentru că au fost alături de noi de la prima ediție. Oameni care ați văzut și pe traseu și au dat sufletul să fiți bineveniți și să vă simțiți bine. Și o să încep. Mulțumesc primăriei Moinești, primăriei Zemeș, OMV Petrom, partenerilor de la jandarmerie, poliția locală, poliția municipală, spitalul, Crucea Roșie, Salvamont Bacău, ISU Bacău, asociației Grup Local de Inițiativă pentru Tineret, pe scurt GLIT. Sunt oamenii aceia inimoși și frumoși care au făcut brățărelele din parc. Acea sumă care s-a strâns din vânzarea brățărilor vor merge toți la cei 40 de copii din Moinești și Zemeș. Mulțumim, Claudia! Și nu în ultimul rând, chiar în primul rând pot să zic mulțumim băieților de la I Will Bike Club, care s-au asigurat că traseul este ok și că toată competiția voastră se va derula fără probleme. Eu vă mulțumesc tuturor și vă rog, în momentul când o să urcați pe scenă și o să fiți premiați, să veniți pe partea aceea în spate, să vă ridicați premiile. Și cu buletinele. Da, ok. O seară frumoasă să aveți! Le mulțumim foarte mult tuturor pentru cuvintele frumoase.
Într-adevăr, mă bucur foarte mult că o avem pe Claudia alături de noi, pe doamna profesoară Claudia Apostu. E una din profesoarele pe care mi-aș fi dorit să le am, pentru că, dacă nu știți, eu sunt de aici din Moinești, aici am făcut liceu, aici m-am crescut, aici m-am format. Am avut noroc de o doamnă profesoară deosebită, e vorba de doamna profesoară Cristina Popescu. Tot un fel de Claudia Apostu, dar a vremurilor noastre. Și sunt convins că dacă aș fi avut-o pe doamna profesoară Claudia Apostu alături de mine, aveam o dezvoltare mai puternică decât cea pe care am avut-o până acum. Haideți să începem festivitatea de premiere, da? Da sau nu? Vom începe festivitatea de premiere cu categoriile masculin și feminin de pe traseul A. Știți, copiii au avut la dispoziție două trasee. Un singur traseu, pardon, de 10 km, dați și voi fondul ăla mai sus, fără frică, nu se întâmplă nimic. Mersi. Am nevoie de diplome, dacă sunt pregătite. Denis, te rog, mersi. Ia asta și lasă-l aici. Lasă-l aici. Ok. Locul 3, la categoria feminin, 10-13 ani, traseul A, distanță 10 km, Ioana Lupu. Haideți să o aplaudăm. Locul 2, la feminin 10-13 ani, chiar de aici din Moinești, de la I Will Bike Club, Andra Lavinia Mobilă. Iar pe locul întâi, la feminin 10-13 ani, o avem pe Denisa Toader. Ea vine de la Ploiești, a făcut o cursă foarte, foarte bună astăzi. Dacă nu mă înșel, a venit pe locul 3 sau 4 în clasamentul general. Cam așa, nu? Pe 5 ai venit în clasamentul general, bravo! Felicitări, Denisa! Haideți să le aplaudăm pe cele trei fete, tinerile speranțe ale ciclismului românesc. Am nevoie de un voluntar sau o voluntară de la activ să vină aici pe scenă, vă rog. Nu mai sunt voluntar? Aici tu? Ok. Tu aveai alte trecuri de mine. Continuăm festivitatea de premiere, rămânem tot pe traseul acel de 10 km, la categoria masculin 10-13 ani. Locul 3 este ocupat de Denis Andrei Istrates Pulver. Unul dintre cele mai lungi nume pe care le-am citit vreodată, Denis Andrei Istrates Pulver, locul 3. Hai mai repede, știu că e obosit, dar... Asta este din Roma, da? Locul 2, la categoria masculin 10-13 ani, este ocupat tot de un sportiv tânăr de aici, din Moinești, de la I Will Bike la Moinești, Luca Marcu George! Pe el m-am întâlnit anul acesta la foarte, foarte multe concursuri, chiar și la Cluj m-am întâlnit cu el. Bravo, felicitări! Locul 2 astăzi, la a 6-a ediție de I Will for Moinești Zemeș. Pe locul întâi, cel mai rapid dintre tinerii veniți la Moinești, îl avem pe Alin Toader. Alin a făcut o cursă extraordinar de bună. Cred că o să-ți fie greu să urci cu bicicleta de acolo. Vedem noi cum... Da, el este și puternic, după cum bine vedeți. Are și o bicicletă foarte înțeleaptă. Are și un antrenor deosebit, Marian Frunzeanu, unul dintre cei mai buni cicliști pe care i-a dat România. Marian a fost astăzi alături de noi. Bravo, felicitări! Asta e diploma ta, imediat vine și premiul.
face 13 ani masculin. Ei sunt viitorul ciclismului aici în România. Felicitări încă o dată. Mergem acum la cei mai buni de pe traseul B. Traseul de 40 de kilometri, cu aproximativ 1400 de metri diferență de nivel. Un traseu destul de greu, dar un traseu pe care ocupanta locului întâi la categoria feminin 14-17 ani a vrut să-l facă. Daria Duca, locul întâi astăzi la Moinești, Daria Duca de la Viking Spare Racing Team și-a dorit să facă traseul. Ar fi putut să stea pe traseul de 10 km, dar nu. A vrut să se depășească, să forțeze un pic acum pe final de sezon, ca să știe ce face în sezonul următor. Daria, felicitări! După ce coborâți pe podium, mergeți aici în spate, aici la viață, să vă luați primire bani. Sper că aveți altele de identitate la voi. Continuăm festivitatea de premiere cu categoria masculin, 14-17 ani, 40 de kilometri, locul 3, Rareș Moisiu. Rareș Moisiu, locul 3. Uite aici, felicitări, un pic obosit, dar știu, destul de greu traseul B. Mulți au gândit că dacă are 40 de kilometri e foarte ușor, nu, destul de complex. Lucian Rădeanu, locul 2 la masculin, 14-17 ani. Lucian Rădeanu. Păi deci asta este diploma ta, imediat vin și premiile pentru tine. Locul întâi astăzi la I Will for Moinești Zemeș, la categoria masculin 14-17 ani, traseul B, Vasile Gabriel Silaghi. Bravo! Hai cu mai repede, te rog. Deși e un sportiv sponsorizat de Giant, se dă cu o bicicletă între noi, e vorba mai bună decât orice. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Daria Duca, dacă mă auzi, o să te rog să stai un pic în preajmă. O să rectificăm o mică greșeală la categoria feminin 14-17 ani, imediat. Îi aplaudăm. Ultimul set de aplauze pentru cel mai bun la masculin 14-17 ani pe traseul B. Iar acum o să vă rog să se pregătească pe Ioana Parfeni la categoria feminin 14-17 ani. Traseul de 40 de kilometri, Ioana Parfeni ocupă locul 2. S-a produs o greșeală, dar n-am rectificat-o. Uite, asta e diploma ta. O să o chemăm și pe Daria. Daria, hai pentru fotografie aici pe podium. Trebuie să vă spun că absolut toți concurenții care urcă pe podium la toate categoriile primesc flacoane de soluție antipană Fakir. Cei de pe traseele A și B primesc flacoane de 240 de ml cu care își pot face două roți tubless, iar cei de pe traseul C primesc flacoane de 480 de ml cu care își pot face, evident, patru roți tubless. Bine că a rectificat greșeala. Mergem acum la categoria feminin 18-29 de ani. Traseul B, 40 de kilometri. Locul 3, Lucuș Noimi, de la Carcovor Oradea, dacă nu mă înșel. Lucuș Noimi, locul 3. Puteți să o aplaudați, să știți.
Pe locul 2, la feminin, 18-29 de ani, Ioana Gafița, sau Gafiță. Locul 2, la 18-29 de ani, feminin, Ioana Gafiță de la Piciu Gol, de la Iași. Aici, pe podium, felicitări, bravo! Locul 1, la feminin, 18-29 de ani, este ocupat de Alexandra Vulpe, de la Diamond Women Cycling Team. Alexandra a pedalat anul ăsta foarte, foarte mult în cadrul organizat, la mai multe concursuri, dar și la ture de plăcere prin Europa am văzut o deosebit. Felicitări! Haideți să le aplaudăm o dată pe cele mai rapide fetele pe traseul B, la categoria 18-29 de ani. Vom continua festivitatea de premiere tot cu categoria 18-29 de ani, de data aceasta masculin. Locul 3 este ocupat de Sebastian Laurențiu Marin, de la HFM Cycling Team Iași. El, de altfel, este de aici, din Moinești. Aici s-a antrenat foarte mult, de aici a pornit povestea lui frumoasă în ciclism. Astăzi ocupă locul 3 la cea de-a 6-a ediție de I Will For My Next Sandwich. Felicitări, bravo! Locul 2, la masculin, 18-29 de ani, Daniel Madaraș. Daniel Madaraș a venit foarte, foarte bine. Astăzi a făcut o cursă extraordinară. Hai, hai, hai! Locul 2, bravo, felicitări! Un sportiv foarte talentat, cred că de la Sfântul Gheorghe, nu? De la Sfântul Gheorghe, da. Locul 1, masculin, 18-29 de ani, traseul de 40 de kilometri, Robert Amirjan, de la Miercurea Ciuc, a venit el. Nu știu dacă în acest moment mai colaborează cu vreo echipă, Abana, oricum e un sportiv foarte talentat. A văd că, uite, are un echipament de cross, un sportiv foarte talentat, cu rezultate extraordinare mereu aici, la Moinești. Bravo, felicitări! Merită aplauzele noastre! Masculin, 18-29 de ani, traseul scurt, cel de 40 de kilometri. Continuăm festivitatea de premiere cu categoria feminin 30-39 de ani. Pe locul 3, la traseul B, o avem pe Carmen Popa. Carmen Popa, locul 3. Locul 2, la categoria feminin 30-39, traseul B, o avem pe Mihaela Bejan. Bravo! Locul 2, la categoria feminin 30-39 de ani, este ocupat de Roxana Râmnicianu, de la HPV Cycling Team. Bine, Roxana! Traseul de 40 de kilometri, la categoria 30-39 de ani. Și cel mai frumos podium, mi-am zis de vise, dar n-am îndrăznit dacă s-a votat de podium, cel mai frumos podium de până acum cel puțin. Bravo!
Continuăm cu categoria masculin 30-39 de ani, pe traseul Becel de 40 de kilometri, locul 3, Mihai Maciuc. Mihai Maciuc de la Fita Air Team România. Vezi că nu ți-a mai greșit numele de data asta? Ok, felicitări. Locul 2, la masculin 30-39 de ani, Eugen Mocanu de la HPB Cycling Team, Timeneo. N-a fost cea mai bună cursă a lui de anul ăsta, puteai să fii foarte bine sau ce s-a întâmplat? A avut o mică accidentare, dar altfel el este sportiv de locul întâi, să știți? Da. Sportiv de locul întâi, dar foarte greu să-l bată pe ocupantul locului întâi la categoria masculin 30-39 de ani. Ișvan Gerghe de Ito! Bravo, felicitări! Categoria masculin 30-39 de ani, aici e cea mai mare concurență în general la competițiile de ciclism. Ei sunt cei mai buni astăzi la Moinești, la Iwin for Moinești Zemeș. Bravo! Felicitări! Felicitări! Așa e, serios!
Locul întâi la categoria masculin 40 plus este ocupat de Laszlo Erekes. Laszlo Erekes a venit împreună cu Ișvan Cergeri. Ei au fost primii doi care au sosit de pe traseul scurt. Despre Laszlo Erekes pot să vă spun că e un sportiv, felicitări, foarte modest, de peste 50 de ani. Odată cu această categorie, ne dreptăm atenția către cei mai buni concurenți de pe traseul C. Perla concursului de aici, de la Moinești, traseul de 75 de kilometri cu peste 2500 de metri diferență de nivel. Nouă ne-au ieșit aproximativ 2700 de metri diferență de nivel. Locul 3 la masculin 18-29 este ocupat de Horia Pal de la HPV Cycling Team. Bine, Horia! Felicitări! Mă bucur foarte mult că ai avut norocul să ai un tată care să te îndrepte către ciclism și să te ajute atât de mult și nu doar către ciclism. Face foarte mult sport Horia, dar văd că face cu mare plăcere mountain bike. Pe locul 2, la categoria masculină 18-29 de ani, îl avem pe Andrei Ciprian Calancea de la Vita Air Team România, un sportiv foarte, foarte talentat. Și el, la fel, foarte modest, disciplina, atent la antrenamente și iată, acestea dau roade, Ciprian, felicitări! El, de altfel, cred că a venit pe locul 3 în clasamentul general de pe traseul lung, iar pe locul 1, la masculin 18-29 de ani, îl avem pe Ionuț Roman, de la Elephant Bike Club. Toată lumea îi spune killerul. Haideți să facem o demonstrație, că și eu am avut un șoc. Am avut un șoc la Cucioasa când am stat de vorbă cu el. Ia, salută lumea, spune ceva. Salutare! Vedeți? Killer! Salutare! Locul întâi! Important e că pedalează foarte, foarte bine. O să-l întreb o dată de ce îi spun prietenii killerul. Da, o să vedem. Continuăm festivitatea de premiere. Avem tot pe traseul C. Tot la categoria masculin. Am avut de făcut o fotografie de grup. Ok. Bravo! Locul 3, la masculin 30-39 de ani, este ocupat de Marian Frunzeanu! Vă spuneam de Marian că e unul dintre cei mai buni cicliști pe care i-a avut vreodată România. El s-a retras din ciclismul profesionist, însă urmează acum o cale foarte, foarte onorabilă, calea de antrenor. Și are și el marele noroc să poată antrena un sportiv tânăr care dă rezultate bune. Este vorba de Alin Toader, pe care l-am văzut pe podium, pe primul loc, la categoria masculin 10-13 ani. Marian Frunzeanu a făcut aproape jumătate de traseu pe pană și iată l-a terminat pe locul 3. Bravo, felicitări! Locul 2, la masculin 30-39 de ani, Luca Ciula! Bravo, bravo! O cursă bună și pentru el astăzi aici la Moinești. Luca Ciula, unde e? A, uite! Hai, 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 mai repede! E greu să mai alergi după 75 de kilometri
Aici te cred, hai că avem răbdare. Bravo, felicitări. Cu mare drag. Și locul întâi. La masculin 30-39 de ani este ocupat de Vlad Urzică de la Perfect Bike. Vlad Urzică, foarte, foarte concentrat azi pe traseu, a venit cu ceva dureri, dar mai a meritat și un pic de suferință. Vă reamintesc, trebuie să mergeți cu buletinele să vă ridicați premiile bani. Concurenții de pe traseul C care urcă pe podium primesc flacoane de fachir antipană de 480 de mililitri. Ne bucurăm foarte mult că am putut să oferim aceste flacoane cu soluție antipană. Sunt flacoane produse în România. Am cunoscut-o pe cea care a inventat această soluție antipană, varianta românească. Felicitări și mă bucur foarte, foarte mult că am cunoscut-o. Și mă bucur că avem aceste flacoane personalizate aici la Mainești. O parte dintre voi care vor fi mai norocoși au șansa la tombolă să câștige câte un flacon din acesta. Categoria masculin 40+, traseul lung, locul 3, Adrian Mihai Gălățeanu. Bravo! Bravo, felicitări! Locul 2 la masculin 40+, este ocupat de Iulian Moisa, de la Scott Geiger Team România! Bravo, bravo! Și Iulian, să știți, este un sportiv talentat în vârstă de peste 50 de ani. Zic bine, da? Salut, felicitări! Locul 1. La masculin 40+, este ocupat de Alexandru Vasiliu de la HPM Cycling Team. Bravo, bravo! Sportivii elit prezenți aici astăzi la Mainești, sportivi care au reușit să termine cursa pentru că au mai fost sportivi elit care, din păcate, n-au fost atenți la marcaj și au ratat traseul. La elit masculin, locul 3 este ocupat de Tiberius Agafiti. Bravo! Așa se întâmplă când ai la dispoziție o scenă atât de mare, ajunge un pic mai greu. Bravo, felicitări pentru cursă. Locul 3. Locul 2. La elit masculin este ocupat de un sportiv de la Dinamo Bike Expert Racing Team. E vorba de Oti Lavalăraș. Din Oti. Bravo, felicitări. Cel mai rapid concurent de astăzi de aici, de la Moinești, de altfel și favoritul acestei curse, deși și Attila Madara și putea pune mari probleme, câștigător la cea de-a 6-a ediție de I Will for Moinești Zemeș, Bogdan Duca, de la Scott Geiger Team, binecuvântare! Bogdan Duca este vicecampion național la cross-country maraton, și astăzi
marele câștigător la Moinești. Haideți aplauze pentru ei. Facem tombola, tombola la care puteți câștiga produse de la Pachir, am spus de ele. Mai am pentru voi de la Bike House o gască Cali Protective și o pereche de mănuși Troili Designs. De la Vita Air România am anvelope Haien, anvelope Vita Air. O să aflăm imediat cine sunt câștigătorilor. Am nevoie de bolul de tombolă. Când v-ați înscris, știți că ați depus aici un talon. Ați primit un talon, ok. O să vedem care sunt câștigătorii. Cu ce vreți să începem? Haideți că să începem cu casca, da? A câștigat cineva casca. Ok. O cască Cali Protectives de la Bike House merge către numărul 207. Trebuie să aveți la voi numărul de concurs să-l arătați ca să dovediți că sunteți câștigătorul. 207. Ok. Numărul 207, bravo, felicitări. O cască de ciclism Cali Protectives. Felicitări, bravo. Tot de la Bike House avem o pereche de mănuși Troili Designs pentru numărul 206. Te-am amestecat, dar te mai amestecat pe el. 206 este? Hai să ne mai amestecăm de timp. Pentru o zi, Moineștiul a fost gazda unui eveniment deosebit, mountain bike. Aici, la Moinești, au venit sportivi din întreaga țară. Este cu atât mai mult de felicitat primarul și Consiliul Local pentru că au sprijinit îndeaproape și consistent, putem spune, această competiție. Domnule primar, încă o dată bine v-am găsit. Cum a fost Moineștiul la ceas de sărbătoare? Pentru că astăzi capitala acestui frumos sport este aici la Moinești. Da, iată că suntem la 6-a ediție a acestui eveniment, un eveniment care aduce în municipiul Moinești concurenți din alte zone ale țării, ceea ce ne și dorim foarte mult de promovarea municipiului Moinești, că știți cu toții, am devenit stațiune turistică din februarie 2017, ceea ce înseamnă că ne dorim să fim promovați atât pe teritoriul țării cât și în afară. Acesta este un eveniment inclus în calendarul de evenimente al municipiului Moinești pentru promovarea municipiului. Este un eveniment care are loc la doar două săptămâni după zilele orașului, când trei zile am desfășurat aproximativ 23 de activități în cadrul acestor ediții de anul acesta. Săptămâna trecută, tot pe această scenă, am avut săptămâna mobilității europene. Scena a fost finalizată în urmă cu 6 săptămâni, niciun weekend nu a fost lipsit de evenimente în acest parc, realizat tot
printr-un proiect de promovare turistică a orașului, un proiect cu finanțare europeană. Iată, foarte, foarte multe acțiuni aici la Moinești și, desigur, noi suntem de fiecare dată, atunci când ne solicitați, televiziunea noastră urmărește îndeaproape activitatea dumneavoastră, mai ales că toate aceste acțiuni au o tradiție mai veche. Ce vă propuneți până la finalul anului acesta? Mai avem până la finalul anului o ediție de plantări. În fiecare an, împreună cu OMV, care și astăzi este partener și asociația Activ, cărora țin să le și mulțumesc dacă tot am amintit de ei, vom avea acțiuni de plantări în luna octombrie, vom avea evenimente dedicate zilei de 1 decembrie, evenimente dedicate un concert de Crăciun, dedicate Crăciunului, concertul de Crăciun și, nu în ultimul rând, pe 27 decembrie, promovarea tradițiilor de Crăciun. Iată un an plin de tot felul de activități, dar foarte importante, bine structurate, bine organizate. Nu ne rămâne decât să vă urăm mult succes în activitatea dumneavoastră și să le transmitem telespectatorilor noștri din întreaga țară, dar și celor din străinătate, că stațiunea Moinești este pregătită oricând, în orice sezon, pentru oaspeți. Dacă vă mulțumim. Chiar cu proiecte noi, pentru că s-au deschis linii de finanțare, cred că o să depunem proiecte și poate vom primi și finanțare să realizăm obiective turistice în municipiul Moinești. Țin la final să mulțumesc tuturor celor implicați, mulțumesc bunului Dumnezeu că n-am avut evenimente în această zi, vorbeam de cei implicați de Activ din nou, asociație care are multe proiecte în parteneria cu Primăria Moinești, OMV-ului, un partener de bază, să mulțumesc celor care s-au ocupat de realizarea, să spun așa, pe teren, a voluntarilor, a celor din Primăria Moinești, colegilor mei, poliției locale, poliției municipale, pompierilor, doctorilor și asistenților care au asigurat asistența medicală și nu în ultimul rând cetățenilor din municipiul Moinești care au participat și care sunt alături de noi la toate evenimentele. De asemenea, știți cu toții că azi am avut și un târg de promovare a produselor locale și a tradițiilor. Au participat câțiva producători cu diferite produse. Au participat și cei de la Clubul Elevilor, au susținut un spectacol, a fost o atmosferă de sărbătoare în municipiul Moinești. Vă mulțumim foarte mult, a fost o zi frumoasă, vremea a ținut cu noi, cu organizatorii, cu sportivii. Nu ne rămâne decât să promitem telespectatorilor noștri că de fiecare dată vom fi prezenți aici pentru a le împărtăși și celor care se uită în acest moment la Exclusiv TV despre aceste lucruri deosebite de la Moinești. Domnule primar, mulțumim pentru interviu. Eu vă mulțumesc, Exclusiv TV mereu prezentă la evenimentele din Moinești. Mulțumesc!